Vechea catedrală arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș, ctitorie a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, și-a sărbătorit astăzi hramul închinat Adormirii Maicii Domnului. Având în vedere că și anul acesta în incinta catedralei se desfășoară lucrări în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, pe splanada noii catedrale arhiepiscopale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat rolul Maicii Domnului, care mijlocește neîncetat pentru mântuirea neamului omenesc. Iisus Hristos, înainte de a primi jertfa pe cruce definitivă, a încredințat pe mama lui omenirii. I-a spus Sfântul Ioan, iată mama ta. Adică a spus omenirii, iată, Maica Domnului este dăruită de Dumnezeu omenirii. Este testamentul lui Iisus Hristos. Maica Domnului devine Maica omenirii și o prețuim pe Maica Domnului, mama lui Iisus, dar și mama noastră. Mama mamilor noastre! Piatra de temelie la vechea catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș a fost sfințită în anul 1512. Ctitorul principal este Sfântul Neagoe Vodă Basarab, care a reușit să termine lucrările în anul 1517. În anul 2009, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dăruit bisericii cel de-al doilea hram, închinat ctitorului ei, Sfântul Neagoe Vodă Basarab.